Să începem de unde am rămas, să reluăm puțin. O să dau drumul și la un share screen, totuși, să fie acolo. Partajare. A, nu. Am apăsat iar greșit. Numai o secundă. Până mi se deschide mie, că am deschis ceva greșit. Vreau să zic că eu am reușit să ajung aseară din nou la grădină și o să stau o perioadă mai lungă aici. Așa că pot să... Unele lucruri, că tot le treceam în revistă pentru astăzi, mă uitam și îmi dădeam seama, ah, uite, asta am făcut bine, asta n-am făcut bine, am greșit aici sau n-am reușit să fac ce trebuie. Pentru că, așa cum vă spuneam, este un lucru în mers, nu e totul deodată pregătit, gata. Ok, se vede? Bogdan? Da, se vede perfect. Bun, spuneam foarte rapid că prin permacultură ne gândim la acel mod de a practica o agricultură sustenabilă, folosind noțiuni de ecologie și nu numai. Dacă ar fi să spunem o singură propoziție, viziunea permaculturii este atingerea echilibrului dintre om și natură și implementarea unor sisteme de trai, de viață, care să fie abundente, regenerative și practicate în comunitate. Asta ar fi, practic, aceste trei sfere, da? Abundente, care țin de economic, în comunitate țin de social și regenerative, care nu impactează negativ mediul, țin de ecologie. Spuneam atunci că cele trei sfere îmbină foarte bine și principiile pe care se bazează economia, dezvoltarea durabilă. Deci putem spune că permacultura este un concept aplicabil perfect pe cel al dezvoltării durabile. Am vorbit de câteva din principiile permaculturii, nu o să trec prin toate, dar rapid trebuie să ținem minte că plecăm de la observație și interacțiune, astfel încât să înțelegem foarte bine sistemul în care ne aflăm. Și pe baza acestei observații și interacțiuni proiectăm, facem un, să zicem, design pe care să ne bazăm mai încolo și să obținem următoarele lucruri, și anume să stocăm energie în loc să consumăm energie, adică să stocăm energie, dar fără să o risipim, am vrut să spun, să obținem o recoltă, să preluăm feedback și să-l utilizăm în planurile noastre, să ne bazăm întotdeauna pe, sau cât se poate de mult, pe regenerabile, fie că e vorba pentru energie, fie că e materiale pe care le folosim în grădină, să încercăm să nu producem deșeuri, deșeuri însemnând aici ceva ce rămâne aruncat și nu se mai transformă în altceva, că normal, gătim și producem un deșeu de vegetal, dar îl aruncăm să-l folosim în compost sau la animale și atunci el se prelucrează, nu este un deșeu propriu-zis. Să ne inspirăm din tiparele naturii și să observăm detaliile pe care le avem în jurul nostru, pentru că putem învăța foarte mult. Să integrăm cât mai multe principii și sisteme în ceea ce facem, fie că e vorba de plante, animale, fie că e vorba de principii chiar și filozofice, metode de design, principii economice și așa mai departe. Să favorizăm soluțiile slow, soluțiile lente, care au acest avantaj de a ne arăta, de a ne permite să facem schimbări pe măsura în care obținem feedback și de a le perfecționa în timp, pe un termen lung. Să încurajăm diversitatea, desigur, și să profităm de acele zone de tranziție văzute ca niște zone de biodiversitate foarte mare, cum ar fi tranziția în câmpie, pădure, pășune, apă, uscat, dar putem găsi zone de tranziție chiar și ceva mai conceptuale la urma urmei. Și să folosim schimbarea creativ, asta însemnând să ne adaptăm, să învățăm de la ea și să încercăm să ne dăm seama
cum putem face lucrurile, să le punem în... Era exemplu cu schimbările climatice, creșterea temperaturilor. Asta înseamnă că învățăm să creștem alte plante, să protejăm mai bine de uscare și de soare și așa mai departe. Mergând mai departe, aici era un model cum am putea proiecta la nivel generic o grădină, să spunem, un teren, fie că e unul înclinat, în care ne folosim de curenții naturali, de aerului cald-rece, de soare și poziția lui, de pădure pentru stabilizarea solului și de apă pentru colectarea ei. La fel, într-o grădină foarte mică, unde putem planta legume, avem și un pom care le protejează de soare, dar în același timp, iarna, când își lasă frunzele de desubtul lui, poate să fie un îngrășământ natural și protecție pentru diverse plante perene, cum ar fi căpșuni, zmeură. Ne poziționăm în funcție de soare și așa mai departe. După care am discutat de conceptul zonelor din permacultură, plecând de la un punct central, care de regulă este casa, unde noi ne petrecem sau ne concentrăm activitatea, distribuim zonele de plantare și de activitate astfel încât cele mai intens utilizate și mai utile și necesare să fie aproape de casă pentru a conserva timp și energie și pe măsură ce utilitatea sau folosința lor cade în timp, ne îndepărtăm și de punctul central. E un exemplu similar, dar aici este vorba și de o înclinație. Practic, punem livada mai departe, că nu avem nevoie tot timpul imediat de pomi lângă casă, păstrăm animalele aproape, legumele anuale, flori și așa mai departe. Aici era un exemplu de flori lângă casă. După care am vorbit de câteva elemente esențiale în agricultură și automat în permacultură, și anume solul. Vă povesteam că el este extrem de important atunci când pentru orice plantă și e mult mai important decât credeam în trecut. Practic, dacă solul este fertil, sănătos, plin de viață, atunci șansele ca noi să avem riscurile ca noi să avem probleme cu dăunători, boli și alte lucruri este semnificativ redus. Vă spuneam că cantitatea de materie vegetală, de biomasă din sol, o depășește pe cea de deasupra solului. Și menționam rolul fungilor, adică al ciupercilor, al râmelor și altor insecte, de a elimina substanțe de susținere sau de a susține solul în granulația și elemente active. Un sol plin de viață este un sol care reține mult mai multă apă versus un sol care este doar mineral, elemente minerale și acela plouă, se usucă imediat, se duce apa, fuge, o pierdem. Aici dăm exemplu de ce putem găsi prin sol. Readuc aminte că solul vrea să fie acoperit cât se poate de mult. El tot timpul va crea ceva care să-l acopere, buruieni, păduri, pășuni, oricum nu vrea să fie descoperit. Că este baza hranei, este ceva viu. Aici era un exemplu ce înseamnă aratul la nivel de calitatea solului, cum pierdem foarte mult sol luat de vânt și din fertilitatea sa versus varianta în care plantăm substratul existent sau, de exemplu, acum n-am menționat data trecută, se practică la nivel convențional în materii organice în sol. Se aude? Nu, probleme un pic de... mai verifici tu să nu fie ca data trecută că intră pe altă rețea și... Nu, că sunt în altă locație. Ah, corect. Este singurul internet aici. Da. Acum merge. Când nu merge, te anunțăm și... Posibil să fie nu doar de la internet, să fie și de la laptopul meu care mai are mici gânduri. O să mai închid imediat din câteva aplicații la mine, poate și de asta. Bun, spuneam că
Se practică acum la nivel european și este chiar încurajat prin subvenții încorporarea materialului vegetal în sol, la arat. Acum, nu știu, 10 ani, 15 ani, această practică era aproape inexistentă pe, în România. De fapt, se cardeau miriștile, cam asta se întâmpla. Nu prea mai vedem acum atât de des, se întâmplă și acum, dar mult mai rar. Când eram eu mic, vedeam peste tot în zonă fum vara, în iulie, se ardea totul. Nu e neapărat atât de rău, pentru că și materialul ăla rămâne ars și incorporat, dar e mult mai destructiv versus incorporarea materialului organic. S-a mai întrerupt acum? E mai ok? Nu, e ok. E ok acum. O să fac eu semn dacă mai e problema. Bine. Și vorbeam de bune practici de creștere a fertilității, concentrate pe lucrări minime, cât mai puțin invazive și fără sapă. Acum și această sapă poate să fie de foarte mare profunzime și făcută foarte des versus o dată pe an, manual, care este mult mai puțin intruzivă. Și aici dăm exemple de modalități de a face agricultură fără sapă. Aici este prin acoperirea solului cu compost, în mod constant. Aici e prin acoperirea cu fân sau paie sau cartoane și resturi vegetale. Aici era compost sau material verde care acoperă și pe aceea îl incorporăm. Și cam aici ne-am oprit data trecută. Ok, au fost cam 13 minute de review, cred că m-am încadrat. Și vorbeam de integrarea plantelor și animalelor și insectelor în agricultură, în grădină, să vorbim la scară mai mică. Am numit-o așa pentru că, de regulă, când discutăm despre agricultură, ne gândim creșterea animalelor, creșterea tomatelor sau a plantelor, dar nu avem această unitate. Noi nu creștem niciuna, nici alta. Noi cultivăm biodiversitate și viață, practic. Nu trebuie niciodată, sau trebuie să încercăm să nu le separăm, pentru că ele nu există în spații fizice și temporale separate. Ele sunt tot timpul împreună. Și pentru asta încep mai întâi cu o discuție despre sistemele silvo-agricole. Nu este ceva ce e neapărat practic, ușor de practicat la o grădină mică, doar ca și concept. Există multe zone unde tradițional animalele erau integrate într-un sistem mix de pădure-pășune, mai ales în acele zone unde precipitațiile sunt medii spre mici și atunci este foarte greu să susții un pășunat doar pe pășunea clasică. Lucru care, vă dădeam exemplu, s-a și întâmplat în țări precum Statele Unite ale Americii și Australia, un ativ într-o zonă în care era, nu suporta aceste lucruri și nu a fost gândit foarte bine, a dus la deșertificare. Un exemplu foarte bun este și în Europa, în Peninsula Iberică, unde tradițional existau acest mix de folosire a oilor, caprelor, vacilor și porcilor pe terenuri mari, acoperite de stejari, în principal, și pini, mai mulți stejari, care aveau un dublu rol. Odată că ofereau umbră și protejau solul expus la soare, astfel încât nu se pierdea atât de multă apă, iar animalele aveau și ele un rol că procesau vegetația și fertilizau solul, iar pe de altă parte stejarul avea diverse produse precum ghindele sau frunzele care erau consumate de animale. Noi avem acest concept că, nu știu, o vacă sau capră mănâncă doar iarbă sau calul mănâncă doar iarbă, dar ele în natură, în realitate, tind să mănânce mixt. În special, oaia nu, dar de exemplu capra, calul, vaca, pot să mănânce și frunze din plante. Dacă ați avut vacă vreodată la țară, știți că trebuia să avem grijă să nu intre în șanță să mănânce pomii de la vecini. Ea instinctiv vrea să facă asta, că știa că e multă proteină în frunzele respective. De ce vreau să vorbesc despre acest mod de a crește animalele? Este pentru că este un mod regenerativ și care nu
poluează atât de mult și nu aduce emisii de carbon atât de mari, ba chiar sunt aproape complet balansate de producția vegetală versus sistemul obișnuit de creștere a animalelor de acum. Și este o diferență foarte mare să crești vitele intensiv, hrănite cu cereale, este un aliment care, sau cu derivat de soia, sunt alimente pe care ele nu sunt făcute să le digere. Deci nici măcar nu sunt eficiente din punctul ăsta de vedere și de asta și elimină mult mai multe gaze decât ar elimina mâncând hrana lor naturală. Deci se poate gândi un sistem în care să și consumăm carne, desigur moderat, și fără să contribuim atât de mult la poluare și emisii de carbon. Revenind la sistemul grădinii în jurul casei, putem integra animalele mai mici. Și aici, de exemplu, mă dau găina, pentru că este cea mai întâlnită pasăre din ogradele românilor și în general. Este și o pasăre foarte versatilă și, de asemenea, știm problematica creșterii puilor la nivelul intensiv actual, unde sunt puși unul lângă alții și hrăniți cu cereale. Și aici, iarăși o surpriză, găina nu mănâncă 100% boabe. Deci ea, dacă e lăsată, mănâncă foarte divers și până la jumătate, dacă nu mai mult, mănâncă insecte, proteine, de asta ea scârmă în sol. Și putem folosi aceste funcții ale ei ca și muncă gratis în grădină. De exemplu, aceste se numesc tractoare de găini, chicken tractors în engleză, dar putem să le zicem cum vrem noi. Practic, dacă nu-l mai gândim găinile static, puse într-un singur loc, în curte, eu n-am reușit să fac asta încă, dar intenționez, să folosim funcțiile lor de a căuta insecte, de multe ori dăunătoare, mici, larve, râme și așa mai, reptile și așa mai departe, să curățăm o anumită zonă și în același timp să ele scârmând și afânează solul, plus că gâniațul de găină îl fertilizează. O practică întâlnită des este să le iernezi în curtea de legume sau în solar, dacă ai unul. Asta se făcea și la bunica mea. Toamna, după ultima recoltă, se dădea drumul la găini în toată curtea și până primăvara ele stăteau pe acolo și făceau treaba. Mai târziu... Și noi mai facem asta, scuze de... Da, este încă... Da, după ce adun recolta, toamna, de obicei, bine, primăvara, când n-am iară legume, normal că nu le mai lăsăm. Exact, pentru că o găină nu o să facă neapărat o diferență între o roșie, un ardei sau o buruiană și atunci o să vrea să mănânce ce îi vine la îndemână. Dar mie personal nu-mi place atât de mult la a da drumul în toată curtea la găini este că atunci când ai lucruri sau când ai plante perene sau gândești într-un anumit sistem, tind să fie puțin destructive în funcție de numărul lor. Și aș prefera să le dau drumul într-un mod structurat. De asta zic că o astfel de un sistem în care le poți ghida, adică le ții o perioadă într-o anumită zonă unde atunci, în momentul ăla, nu crește ceva ce vrei să îl salvezi sau să îl protejezi și să le muți după ce ele și-au făcut treaba în altă zonă. Le văd foarte bine integrate în zonele cu pom, microlivezi, unde dacă nu cultivăm neapărat alte plante de desubt, ele pot să stea foarte bine acolo și la fel mutate. Mănâncă și fructul căzut, mănâncă și din dăunători, larve care se duc în sol și iernează, pot să fie utile la asta. Din păcate, multe curți la noi nu sunt făcute să susțină ușor această metodă. Deci este o mică investiție în niște elemente, lucru la care și eu mă tot gândesc de 3 ani de zile, cum să facem cu găinile și cu puii, să îi băgăm prin grădină fără să distrugă și ce e bun. De exemplu, scuze iară de întrerupere, sigur. Doar legat de asta, de ce ai zis, tot așa, în curtea în care stau de obicei, acolo unde am casă găinile, am un dud mare și aproape toată, când se coc, mănâncă într-una, pică pe jos și ele mănâncă din dud. Chiar am văzut că ai și zis în... Exact.
data trecută și chiar se întâmplă să am unul în curte unde stau de obicei găinile, că avem două curți, una prima de, în care stăm doar noi și următoarea curte este unde stau găinile și animale și după aceea e grădină. Da, exact. E un exemplu bun în care folosești un copac atât pentru umbră și pentru fructele lui și dacă ar fi să adăugăm că frunzele de dud sunt extrem de nutritive și dacă am avea, nu știu, capre, porci, le-ar mânca cu mare, mare plăcere, am putea să gândim un sistem și mai complex. Deci, revenind, dacă cine e mai tehnic poate să construiască ușor o închisoare de genul ăsta pe care să o mute prin grădină. De exemplu, am văzut în multe ferme, înainte să plantez ceva, lași o săptămână găinile, rad totul de iarbă, scârmă solul și pe aceea doar ai liber să plantezi, nu mai te chinui să faci munca asta și ele sunt hrănite deja cu ceva ce ai și l-ai aruncat sau nu l-ai folosit. Eu am folosit însă anul trecut altă pasăre și anume niște rațe, pentru că rațele nu scârm atât de mult și cel puțin în teorie sunt mai puțin invazive. O să vă povestesc un pic cu experiența mea. Vă ziceam că rațele sunt mai degrabă carnivore decât erbivore, preferă să mănânce diverse animale. Asta fac și în mediul lor natural și în apă. Și mănâncă desigur și plante, deci e o combinație. Din momentul în care am luat aceste rațe, care sunt niște rațe, o rasă industrială, n-am avut acces la niște rațe mai de țară, care ar fi fost mai bune, le-am dat drumul în curte, nu le-am ținut închise deloc. Aici sunt pozele când deja aveau vreo 2-3 luni, nu știu cât aveau. Și ele s-au obișnuit cu tot sistemul, când trebuie să meargă la somn, când trebuie să ducă undeva. Nu le-am dat drumul chiar de la început în toată curtea și unde aveam multe legume, le-am dat mai mult în zona de flori decorativă, să spunem. Până la urmă, oricum, sunt ca niște câini. Cum vedeau ușa deschisă undeva, se duceau, știau unde să ducă, știau locurile cele mai bune pentru melci, pentru toate. A fost cea mai mare distracție a anului. Și, într-adevăr, curtea au curățat-o, ras-o de melci. Deci am găsit la cochilii de melci și de aia, limac și n-am avut niciunul. Deci au făcut foarte bună treaba și doar 6 rațe au fost. Însă aici ajunseseră până în spate de tot în curte, într-o zi, au luat-o singure, au mers cred că vreo 300 de metri. A fost însă o problemă spre final, crescuseră foarte, foarte mari și pe unde treceau ele, totul cam rădeau în cale. Și am mai văzut feedback-ul ăsta de la alte persoane care practică permacultura, poate chiar, adică chiar la modul serios, se ocupă cu asta și comercial și au avut experiențe similare. În toamna, rațele erau mari și dacă erau și multe, cam distrugeau totul în jurul lor. Deci trebuie gândit poate un sistem în care le dai drumul la început sau mai puțin, le mai închizi, depinde. Aici intervine și flexibilitatea și situația fiecare. Eu am fost foarte mulțumit. Am și o zonă de iarbă verde gazon pe care nu-l tun sau nu-i fac ceva anume, dar s-au ocupat ele destul de bine de asta. Și încă e devreme să observ, dar mi s-a părut și am văzut și anul trecut fertilitate crescută în anumite zone unde le stăteau mai mult, pentru că, evident, fertilizau pământul. La fel și gâștele. Gâștele mănâncă iarbă multă și sunt o mașină de tuns iarba naturală. Sunt perfecte. Am aici un exemplu foarte bun. De unde sunt eu, de la țară, avem un râușor pe vale și acolo toată lumea, când era mic, își ducea gâștele. Fiecare avea un câmp mare de gâște, le dădea drumul dimineața, se duceau, se întorceau singure seara. Pe acel câmp, așa cum îl știu de când era mic, era totul verde și tuns ca un gazon. Așa arăta tot timpul. Eu nu m-am prins că era pentru că sunt gâștele care pășteau. Eu am crezut că așa era natural. Între timp, satul a îmbătrânit, nu mai are aproape nimeni gâște și m-am dus acum vreo 2-3 ani, după mult timp, în vizită. Și nu mai arăta deloc la fel. Erau buruieni, arbuști, erau multe chestii crescute pe acolo și nu înțelegeam de ce. După ce m-am prins că ăsta era motivul, nu mai era nimic care să-l tundă, să-l pască. Ok, revin la partea de integrare. Deci acesta ar fi un scurt exemplu în care cum putem integra animalele. Ideea este pe care ar trebui să o ținem minte.
plantele și animalele și insectele au evoluat împreună. Ele au creat legături între ele și dacă noi le tratăm separat, practic nu privim decât o latură a întregii povești. Și într-o grădină chiar și mică, dacă avem, de exemplu, animale precum porcul, la care să dăm foarte multe din resturile pe care noi altfel le-am arunca și chiar dacă le-am composta, din punctul meu de vedere este un mod de a folosi energia mai puțin util, pentru că practic obții un compost, ceva fertil, fără să mai obții și altceva. Pe când dacă îl dai, la, de exemplu, la porci, obții o proteină și la fel bălegarul după aceea îl poți folosi ca și fertilizant, adică ai un lucru în plus. Este, practic, pui, transformi energia cât mai complex. Într-un fel, eu îl văd ca sistemul financiar actual, doar că sistemul financiar actual nu se bazează pe realitate, care construiești foarte mult peste altceva. Un alt mod de a vedea, acum uitându-ne mai mult la plante, este interplantarea și plantele companion. Bine, plantele companion este un subcapitol al interplantării. Interplantarea se referă la amestecul de diverse soiuri și specii de plante atunci când le cultivăm. În loc să punem 100 de metri pătrați doar de roșii sau de ardei, punem din toate și amestecat între ele după anumite principii și în funcție de ce vrem să urmărim. Cred că acest concept este familiar la un anumit nivel oricăruia, sau mai ales celor care au fost la țară, au făcut puțin agricultură, pentru că există niște exemple model. Cel mai cunoscut, cel mai faimos este trioul porumb, dovleac sau dovlecei și fasole. Cred că toată lumea l-a văzut la țară la un moment dat. El are și o poveste foarte interesantă în spate, puteți să căutați, se numește Cei trei frați sau Cele trei surori. Nu o să intru eu acum în detaliu, dar vine din cultura amerindienilor din America de Nord. Ei au fost cei care au intuit și descoperit acest sistem și l-au și perfecționat de altfel. Și noi l-am importat tardiv, dar l-am importat în Europa odată cu cele trei plante care provin de acolo, porumbul, dovleacul și fasola. O să dau exemplu lui imediat. Aici v-am arătat despre plantele companion, ce se consideră companion favorabil sau nefavorabil, dar mie mi se pare această categorisire un pic rece și nu pare să ia în calcul totul și nu ne explică de ce neapărat ceva este compatibil cu altceva. Și atunci trebuie să-ți bați mereu capul, să te gândești, stai să-ți consul lista, sunt calendari regi, formate X. Se pare destul de dificil. Eu am luat un extras aici și am încercat să le grupez pe categorii la un moment dat. Oricum, se găsesc pe net orice. Cred că am trimis și un link despre asta sau dacă nu o să trimit. Dar aș vrea să le prezint într-un mod mai generic. Și pentru asta cred că o să opresc un pic partajarea ca să nu distrag neapărat atenția. Și aceste principii eu le aplic cel mai des la mine în grădină, că sunt printre cele mai simplu de aplicat. Nu necesită aproape nicio investiție și niciun cost în plus. În funcție de ce vrem să obținem, dacă căutăm un rol de atragere sau diversiune a prădătorilor sau dăunătorilor unei plante. De exemplu, concret, călțunașii, dacă știți ce sunt călțunașii, cred că toată lumea ok, atrag cu prioritate păduchele negru al vărzoaselor. Orice varză, gulie, brocoli și așa mai departe, sunt atacate de acest dăunător care este cam numărul 1. Este un păduche mic negru care țopăie dacă au un purece, dacă te duci spre el și tinde să compromită o cultură întreagă. Iar dacă nu vrei să stropești cu nimic și nu vrei să... e foarte, foarte greu. Am pierdut de două ori varza din cauza acestui prădător, până am mai înțeles eu ce trebuie făcut și
chiar dacă atac, atac mai puțin. O metodă este aceasta, plantezi ceva ce-l atrage. Și călțunașii, dacă ai suficiente semințe, e cultivat și îi plantezi undeva, ei vor fi planta de sacrificiu. Acolo se vor duce toți să înmulțească, până când varza crește mare și chiar dacă mai atacă după, nu mai cauzează atât de multe daune. Și în același timp, dacă vrei să-i extermini, dacă ții neapărat să faci chestia asta, poți să-i extermini mai ușor prinzându-i în zona de călțunaș decât să te chinui în alte zone. Este fantastic cum prefer această plantă, adică e un exemplu foarte bun pentru că îi vezi efectiv, nu se ating de nimic altceva. Am mai descoperit eu că la fel rucola îi atrage înainte de orice altceva. Cum am multă rucola și e ușor de cultivat, plantez întotdeauna în zonele unde am și varză că funcționează, mai ales în solar, dacă plantezi iarna, toamna tinde să mai apară și atunci nu vreau să mănânce alte chestii. Alte exemple similare, am folosit varza de frunze ca și capcană pentru musculițe și afide în solar. Multe solarii au problema asta că sunt pline de musculiță albă și distrug roșiile, ardeii dacă nu stropești. Eu n-am stropit niciodată pentru asta. În ultimii 3 ani n-a fost nicio problemă. Nu am mai văzut-o, dar am văzut-o pe varză. 4-5 verze mari puse într-un colț erau pline tot timpul, dar atât. Nu erau suficient de mari încât să nu fie distruse și nici nu se mutau în altă parte. Chiar a funcționat foarte, foarte bine. Și mai sunt și alte exemple care se pot căuta. Un alt motiv pentru interplantare poate să fie ca și efect de respingere sau biopesticid. Sunt plante care au evoluat să producă biochimicale ce nu plac sau omoară anumite insecte prădătoare. De exemplu, usturoiul, ceapa, ce gustul ăla care nouă ne place, vine de la o substanță gândită tocmai pentru asta, să țină deoparte anumite insecte. Plantate în jurul anumitor plante are un efect foarte bun, de exemplu morcovul și usturoiul. Odată că mirosul puternic face, și nu numai, poate să fie și alte plante, face musculița, îmi scapă numele ei, o musculiță la morcov care face larvele acelea în el și strică toată recolta iarna. Dacă îl înconjori cu plante precum usturoiul, creițe, puternic aromate, aceasta resping sau confuzează musculița respectivă și nu mai atacă morcovul. Există chiar studii, vă povesteam, cu acoperitul solului. Dacă, de exemplu, cereale precum orzul, când îl secerăm doar ca să acoperim solul, să plantăm în el, când se descompune, elimină niște substanțe care inhibă germinarea oricărei alte plante. Nu dăunează, nu mai ies plante în loc. Deci este un mod prin care folosim plantarea unei culturi doar ca și metodă de bio-ierbicid sau pesticid. Alt rol în interplantare pe care îl căutăm este calitatea unor plante de a fixa azotul. Azotul fiind, să spunem, benzina motorului plantelor. Și de aici vine și utilitatea combinației de mai devreme, vă spuneam porumb, fasole și dovleac. Fasolea este un mare fixator de azot ca toate leguminoasele și porumbul consumă foarte mult, foarte mult azot și atunci și dovleacul la fel. Și atunci plantarea în jurul porumbului nu îi oferă doar suport, dar oferă și hrană porumbului prin rădăcină. La fel, îngrășământul verde din cereale amestecate cu leguminoase este o combinație bună tocmai pe acest motiv. Foarte multe plante fixează azot, nu numai cele din specia leguminoaselor. Poate fi folosită și în livezi pentru pomi, mai puțin uzual sau cunoscut. Acum mă joc un pic cu asta, nu știu exact cât succes o să fie, trebuie să văd pe termen lung. Folosesc specii de pomi precum albiția, salcâmus sau glediția. Sunt plante fixatoare de azot.
pe care nu intenționez să le las să crească neapărat foarte mari, ci periodic să le tai, astfel încât din rădăcinile lor să fie eliminat azotul și să fie disponibil altor pomi care cresc în jurul lor. La fel poate fi folosit la început, înainte să faci o livadă, poți să plantezi astfel de pomi o perioadă scurtă, îmbogățești solul, după care lași să crească alți pomi. Dar nu cunosc multe exemple în zona temperată unde s-a făcut acest lucru deja de o perioadă foarte lungă. Alte motive pentru care am vrea să interplantăm este un fel de rol de pepinieră. Sunt plante care protejează dezvoltarea anumitor plante până când ele capătă maturitate și rezistență. Un exemplu clasic este, vrei să faci o zonă de lucernă pentru fân sau altceva. Înainte să plantezi lucerna, poți să o amesteci cu cereale. În primul an, cereale ajută pentru umbră, iar al doilea an, lucerna deja a căpătat totul și a căpătat vigoare. Un alt motiv pentru interplantare este biodiversitatea și zonele de refugiu. Practic, creăm anumite spații care conțin foarte multe plante și ele automat atrag insecte care pot să aibă un rol de control al dăunătorilor. Aici mă refer la păienjeni. Asta este printre cele mai ușoare forme de a aplica crearea zonelor de refugiu și eu o folosesc în solar mai ales. Cum spuneam, nu am niciodată probleme de insecte în solar, ceea ce este chiar rar pentru solariile cultivate tradițional, pentru că am zone unde las plantele să crească, anumite plante, și sunt tot timpul păienjeni. Păienjenii sunt cei mai buni polițiști ai insectelor dăunătoare sau care, atunci când insectele o iau razna și vor să distrugă ceva, vin ei și cioc, 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 îi calmează un pic. Și în același timp atrag prin plantarea unor flori sau plante cu flori polenizatori, care mai întâi vin la plantele astea, după care se duc și la roșii și la ardei și la altceva ce avem noi nevoie în curte. Cred că asta o să vedeți și în niște poze mai târziu. Iar un alt motiv este nu diversitatea, minimizarea riscurilor. Este fix ca la bursă. Nu spui toate ouăle într-un singur coș. Dacă plantezi o recoltă foarte, o grădină foarte diversă, chiar dacă unele pot să fie afectate de un dăunător sau de vreme sau de un anumit lucru, celelalte se fac. Și chiar dacă nu ai 100% dintr-o singură recoltă, ai întotdeauna o recoltă versus nimic. Și asta am simțit și eu, chiar și atunci când plantezi o singură specie, dar soiuri diferite, ai rezultate mai bune. De exemplu, la roșii, noi în prezent cultivăm undeva spre 30 ceva de soiuri în același timp. Am peste 50 de soiuri de roșii, dar nu le mai pot gestiona pe toate într-un singur an, le mai schimb. Și se vede clar, sunt ani în care un anumit soi merge foarte bine, leagă foarte mult, n-are nimic, și în al doilea an poate nu atât de mult, dar altuia îi place mai bine, pentru că se mai schimbă vremea, într-o zi e mai frig, mai cald, și ele sunt adaptate și ajustate la anumite condiții. Având mai multe soiuri diferite, ne asigurăm că oricare vor fi condițiile, ceva va merge. Și mai există și credința, eu zic credință pentru că nu a fost științific dovedită, că unele plante îmbunătățesc gustul altor plante. De exemplu, clasica combinație busuioc-roșii. Dacă plantezi busuioc pe lângă roșii, roșiile vor avea un gust mai bun. Greu să demonstrezi științific, dar dacă noi simțim că este gustul mai bun, cu atât în plus un motiv să facem această interplantare. Oricum, există beneficii din asta și din alte motive, nu doar de gust. Ok.
Cred că ar fi suficient despre interplantare și plante companion. Dacă vreți să aflați mai multe, există resurse online, o să mai trimit eu niște link-uri și recomand să experimentați, pentru că nu totdeauna funcționează același lucru. O să găsiți liste în care se zice că da, ai voie să pui usturoiul lângă varză, undeva zice că nu. Nu e totdeauna unanim acceptat ca și sistem. Dar sunt și unele lucruri care chiar funcționează și nu ar fi făcute. Ok, imediat să partajez ecranul. Dacă până în acest moment e totul ok, are cineva vreo nelămurire care nu suportă amânare, vă rog să... Bun. Revenind la... am mai pus aici utilizarea tuturor funcțiilor, dar deja am povestit un pic despre rolul găinilor, că ele odată pot să mănânce insecte dăunătoare și alte animăluțe din grădină, în timp ce produc ouă, produc carne, pot să scârme în pământ sau în gunoi, dacă aruncăm resturile vegetale sau facem zona de compost lângă curtea găinilor, ele la fel îl aerează, îl pregătesc spre o macerare și o finalizare mai rapidă. Practic, gândim găina în toate funcțiile ei și așa putem să luăm orice și să gândim, ok, ce mai face această găină în afară faptul că face ouă? Ea cum trăiește? Dar ce vrea ea? Dar ce? Și ne punem toate aceste întrebări și vedem cum putem să le integrăm în grădină. Managementul dăunătorilor, la fel. Cum spuneam, trebuie să gândim dăunătorii din perspectiva unui sistem integrat. Ei au apărut și au evoluat odată cu plantele pe care noi vrem să le cultivăm și să le încurajăm mai mult decât altele. Și atunci trebuie să găsim acele metode prin care ei pot fi temperați, suprimați sau alungați. Nu în permacultură și în general, nu cred că trebuie să ne așteptăm la rezultate 100%. Spuneam la definiție principală, este vorba de un echilibru. Vrem să obținem un echilibru. Trebuie să acceptăm că 10% din recoltă se va duce la alte animale. Este un mod natural de a face, de a se întâmpla asta și e ok. Nu trebuie să avem eficiență 100%. Atragerea biodiversității, am spus. Ok, cam asta ar fi la capitolul ăsta. Să ne rămână și timp pentru alte discuții. De exemplu, aici avem o combinație de căpșuni cu ceapă și usturoi, dar nu se vede usturoi în poză, pentru că odată avem acest fereastră de timp în care căpșunele sunt mici, ceapa poate să crească pe lângă ele fără să le umbrească, ele se și ajută reciproc, ceapa respinge anumiți dăunători care pot afecta căpșunele. Până când noi scoatem ceapa, vara cresc căpșunii, se înmulțesc stolor. Mie mi s-a întâmplat să și rămână peste, n-am consumat toată ceapa, a rămas în pământ peste vară și a dat din nou primăvara următoare. Altă poză. Aici este, nu știu în ce an e grădina, dar un exemplu de interplantare în care nu avem doar un tip de plante, avem și sfeclă, și ridichii, și morcovi, și gladiole, și varză, și o zonă aici în dreapta este o zonă de refugiu. Acolo avem mentă, oregano, tufănele, ochiul boului, roiniță. L-am plantat la un moment dat și l-am lăsat să se dezvolte. Și acolo tot timpul se întâmplă câte ceva. Sunt insecte, păianjeni, fluturi, șopârle, de toate. Și au și rol în zonă să respingă anumiți dăunători. De exemplu, am avut varză în același an aici și aici. Aici aproape că n-a ajuns niciun prădător, că ba s-au oprit pe aici, ba n-au simțit că e altceva, că era prea departe. Adică și prădătorii nu sunt chiar niște mașini perfecte, analizează, gata, știm unde s-au plantat tot, am luat planul, le atacăm. Ele caută, nu se deplasează de ușor. Dacă găsesc ceva, un obstacol, se opresc, se potignesc sau găsesc altceva. Adică nu trebuie să gândim că
înseamnă, putem să le, să le separăm și nu le găsesc. Tocmai asta este scopul unor plante, să mascheze. Așa. Aici, de exemplu, am descoperit eu, zic că am descoperit întâmplător, am vrut să plantez mai multe chestii într-un loc și s-a întâmplat să pun ardei, dovlecei și busuioc și călțunași în, în poza asta în același loc, una, unii lângă alții. Și am observat că le-a mers extrem de bine, n-a avut sistem așa de frumoase toate niciodată. Și am mai replicat chestia asta an la, de la an la an cu rezultate foarte bune. Explicația mea este că ardeiul are nevoie de cât de cât puțină umbră și dovlecelul îi oferă această umbră. Busuiocul sau alte plante aromatice fiind elimină substanțe volatile care resping diversi dăunători, mai ales păduchii care atacă dovlecei. Și se creează și suficientă umbră în jur astfel încât să rămână solul umed. Ce am observat este că nu e suficient să le pui unul lângă altul, distanța este foarte importantă, le-am plantat și în alți ani ceva mai distanțate și nu deodată și n-am avut aceleași rezultate. Trebuie un pic de ajustare, dar e un exemplu de interplantare pe care nu o citisem undeva, pur și simplu m-am gândit eu să le pun așa și am văzut că funcționează. Aici, de exemplu, este o țelină plantată cu varză, cimbru și sfeclă. Aici pământul lucrat nu este acoperit, ar fi ideal să îl acoper cu ceva, dar nu întotdeauna am. Cum explicam, n-am suficiente paie sau nu vreau să folosesc neapărat paiele din agricultura convențională și fân nu am avut suficient. Vara, când mai smulgem buruieni, le lăsăm să le uscăm și după aceea le acoperim, dar nu câteodată e suficient, câteodată nu. Deci dacă ar fi avut și asta, era ideal aici. Aici este un exemplu de solar prin vară, cred, în care avem și vinete și ardei și plante, aici este o variantă de peliniță, se numește, busuioc, mai am atârnat pe aici, sunt amestecate oricum, nu e un singur tip, gălbenele prin spate, crăițe. Și mai aveam un capitol practic mai important și anume semințele vii. Vii nu pentru că semințele ar fi moarte, ci pentru că ele pot să fie transmise de la o generație la alta. Versus semințele hibrid, care dacă le culegem, nu o să obținem aceeași plantă ca și cea pe care am cultivat-o prima oară. De ce este foarte important să păstrăm semințele și să le dăm mai departe? Pentru că de la semințe începe totul, și asta odată, și gândiți-vă, nu știu cum, de exemplu, ce am făcut noi dacă nu aveam semințe în perioada aceasta de carantină, în care am putut să ne facem tot răsadul sau aproape tot, am avut semințe să plantăm, n-am depins de nimic altceva. Este doar un exemplu în care asta ne-a salvat. Pe de altă parte, multe dintre semințe sunt scumpe, investiție financiară. În același timp, nu avem o diversitate la fel de mare cu cea cultivată în grădinile proprii și împărțită în comunitățile de grădinari. La magazin o să găsim 3 soiuri de roșii, 5 de ardei, 2 de țelină și cam aia e tot. Pe când foarte, foarte multe soiuri evoluează natural într-o anumită zonă sau o grădină și ele sunt adaptate pentru anumite zone. Și atunci noi le căutăm pe cele care se adaptează cel mai bine și când le găsim, le și dăm mai departe. Le păstrăm, le înmulțim, poate le perfecționăm în mod selectiv, natural. Asta odată. Și semințele vii tind să fie mult mai rezistente decât semințele obișnuite pe care noi le cumpărăm, care oricum sunt hibrizi majoritar și sunt gândite pentru un anumit scop. Trebuie să fie fructul mare, trebuie să nu moară la substanța asta sau să fie rezistent la nu știu ce. Și nu iau în calcul gustul neapărat, rezistența plantei la anumite boli și atunci intrăm într-un cerc vicios. Am plantat, vă dau un exemplu, am cumpărat la un moment dat, pe lângă roșiile noastre, și niște roșii răsat de la piață. Soiul, nu știu, cred că era preco sau ceva din astea utilizate frecvent.
Păi în sistemul în care noi le creșteam, alea au fost primele afectate de orice. Deci aveau cel mai sensibile, cel mai multe probleme, foarte greu să cultivi ecologic și să folosești semințe hibrizi, din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, nu înseamnă că orice sămânță culeasă undeva și pe care o punem este wow. Trebuie să fie niște soiuri adevărate, bune, omologate și care să îmbine calitățile pe care noi le căutăm. Că și eu am oprit de la niște ridichii în semințe, dar nu le-am făcut bine, nu le-am fertilizat bine și le-am plantat al doilea an și am avut o ridiche de frunză superbă, dar n-am mâncat o ridiche. Versus am cumpărat niște semințe bune de ridichii și chiar am făcut multe. Adică trebuie să și analizăm un pic ce oprim și de ce oprim o sămânță. Bun. Și vorbeam de diversitate, o grădină diversă asigură succesul. Și aici arătam, bine, acolo mă pregăteam să fac o salată, dar folosesc cât mai multe părți din ce am prin grădină, și flori, și frunze, și fructe. La fel, în stânga am experimentat cu acum popularul castravete mexican. Este o varietate, nu e înrudit cu castravetele, dar nu este la fel. Este o plantă care se dezvoltă foarte bine la noi, din ce am văzut în solar. Nu trebuie să-i fac nimic special, o plantez într-un colț și crește până la 10 metri la final de sezon, acoperă toată zona de sus, face și umbră. Și acești mici castraveciori sunt foarte gustoși, poți să-i mănânci oricând. Dacă ai avea un business, ar fi și foarte vandabil. Sunt destul de populare acum în cocktailuri, în bucătăria selectă și așa mai departe. Și cel mai important, n-au dăunător, nu trebuie să-i stropești, nu trebuie să faci nimic. Aici, de exemplu, soiuri de roșii pe care le-am cumpărat, găsit, cules de-a lungul timpului. Unele dintre ele mi-au devenit favorite, altele le mai cultiv poate în alți ani, nu în fiecare an, dar diversitatea asta ține și la gust, nu numai la plantare. În momentul în care faci o salată din 10 tipuri de legume, este total al gust și parcă nu mai vrei să pui nimic. Nu mai ai nevoie nici de sosuri, nici de pâine, nici nimic altceva. Iar aici dăm un exemplu în care m-am jucat cu acest ardei. Era, sincer, un ardei cumpărat de sora mea la Mega, așa micuț, bio. Erau foarte încântați de el și am zis, bine, ok, hai să-l gust și eu. Avea un gust bun, hai că am luat niște semințe. Am luat 3 semințe din ardeiul ăla și e deja al treilea an în care îl cultiv. Chiar erau semințe pe bune, nu erau hibrizi și sunt foarte, foarte gustoși. Face undeva la 30-40 de ardei de ăștia pe an, un singur fir, și merg combinați în multe, multe variante. La fel, diversi dovleci pe care îi cultiv. Și aici, de fapt, vreau să vă vorbesc un pic despre un experiment al meu, și anume încerc să creez o zonă de biodiversitate foarte mare și care treptat să tranziționeze spre o pădure livadă, în care am pus, nu se văd aici de iarbă neapărat, dar am pus piferi, dar am pus și copaci de feluri cu rol de protecție, hrănire, diversitate și așa mai departe. Pentru că, cum spuneam, în zona noastră totul este arat, stropit, nu prea mai există o biodiversitate bună și încerc să o atrag la mine acolo ca să am și beneficii de pe urma ei, dar și ca să o conserv. Într-un fel este și un experiment de conservare pentru mine. Este o bucată de, zic eu, pășune, fâneață, unde chiar asta fac. Am cules de toate fânețele pe unde am fost în vacanță semințe din România și le-am pus acolo și chiar sunt zone unde arată incredibil. N-am acum aici poze, dar asta e de acum 2 ani oricum. Dar zici că ești pe undeva la munte, într-un câmp înflorit, iar acum 3-4 ani aici era numai băluri și pălămidă, nimic altceva. Și da, diversitate, brotăcei, animăluțe care nu prea le vedeai acum 3 ani, acum e toată grădina plină, îi găsesc până la vârful cireșului când mă urc să culeg, dau peste câte un brotăcel, nu ziceam că pot să urci atât de sus. Nu știu dacă știți, dar amfibienii sunt printre cele mai expuse
animale la schimbările climatice și efectele poluării. Și mă bucur foarte mult să văd că le merge bine aici în grădină. Și da, pentru mine câteodată e o recoltă bună și doar că am găsit un chițcan sau un protag, nu neapărat că am cules ceva. Și cam aici închei eu prezentarea mea, așa că ne-a rămas destul de mult timp pentru o discuție liberă și întrebări, dacă vreți. Bogdan, ce părere ai? Excelent! Păi să lansăm discuția și pentru discuție, dacă unii dintre dumneavoastră doresc să proiecteze fotografii, dacă au întrebări pe baza unor fotografii, uite cum ne-a trimis noța. Le putem partaja pe ecran, să le vadă toată lumea, să le discutăm. Deci, utilizați tot ce doriți pentru a vă expune gândurile, a vă formula întrebările. Vezi, să-i dăm drumul la întrebări. Observați, nu doar întrebări, ci și observații, completări. Dacă nu, eu pot să mai vorbesc, dar mi se pare mai interesant să și dialogăm un pic. Până acum nu am avut ocazia, nici nu v-am cunoscut prea bine, deci mi-ar plăcea să aud povești și întrebări de la voi toți. Dar tot acolo vreau să zic eu, apropo de ce ai zis ultima dată de grădina, de livada aceea, pădure, cum ai numit-o. Da, food forest avem, în engleză, da. Da, da. Și noi avem, bine, avem grădina care este lângă casă, dar mai avem o grădină undeva în câmp, la vreo 2 km depărtare, unde este exact așa, am lăsat-o așa în stilul mai sălbatic. Deținem, este, în primul rând, este împrejmuită în mod natural de, nu este gard făcut de noi, am lăsat pur și simplu să crească diverse arbuși și copaci și vegetație și este așa, păcat că nu am poze acum, că nu m-am pregătit cu fotografii, dar este exact așa și este pe o suprafață destul de mare și am plantat acolo diversi pomi fructiferi, bine, ai mei, mai mult, eu merg mai rar pe acolo. Și ce vreau să zic, sunt o grămadă de animăluțe, inclusiv fazani, sunt pentru că mergem destul de rar pe acolo și este chiar destul de sălbatic, este și pășune, adică pășune, nu pășune, pentru că este, deci pe acolo printre copaci este iarbă pe care o cotim, practic, și dar este o zonă, este chiar și un izvor, avem acolo și tot felul, chiar și vulpi, deci tot felul. Dacă mergi acolo, vezi o grămadă de animale, mai ales că suntem și undeva la poalele retezatului. Chiar foarte interesant s-a dezvoltat acolo. Și doar pruni și ceva corcoduși din aia sălbatici am lăsat pe acolo. Și în rest folosim fânul și fructele. Foarte, exact în stilul respectiv, da, și fructele, da. Da, știu, în zona de deal există foarte multe fânețe amestecate cu pomi, livezi, care arată foarte bine și sunt un să văd mai mult asta și la câmpie, unde avem kilometri întregi de teren agricol și atât, și ce ar însemna să avem doar așa din loc în loc sau împrejmuit zone cu vegetație densă și cu încă ajut recoltele din jur, să ofere și protecție și de vânt și pentru animale, dar existau cândva, acum s-au cam distrus toate. Apropo de pruni, aș vrea să zic o chestie, că eu am plantat pomi în spate, dar am încercat să găsesc pomi cât mai rezistenți, pentru că nu stropesc cu absolut nimic și am văzut cum se comportă cei soiurile recente, dacă nu le stropești, nu prea leagă. Și am pomi mari care, de când nu au stropit cu nimic, nu prea mai fac sau sunt mereu atacate de ceva. E foarte, foarte greu să găsești soiuri vechi de pomi. Este incredibil de greu. Practic, dacă vrei să găsești, nu știu, un măr, o să găsești 10 soiuri de măr maxim, 2, 3, 10 de pruni și cu cât sunt pomi mai puțin cunoscuți, cu atât mai puțin uzual, cu atât mai puține soiuri.
în condiții în care au fost mii de soiuri din anumite pomi disponibile și au dispărut sau ele încă mai sunt pe la țară. Și asta vreau să zic, în aceste fânețe sau în spatele curții, la multe curți bătrânești, se găsesc pomi foarte valoroși. Eu tot îi mai caut, vânez, din păcate nu știu să altoiesc, n-am învățat, dar încerc, la unii pomi funcționează și din sâmbure, la alții nu, gen la măr nu prea funcționează. Chiar am observat că pomii ăștia, scuze de întrerupere, cei mai vechi, de multe ori, adică de cele mai multe ori, au o producție mult mai mare decât ăștia pe care îi cumpără, pe care i-am plantat în ultimii ani împreună cu părinții mei. Ăia se fac producție câțiva ani, vreo 3, 4, 5 ani, am observat după care apar probleme. Ori se usucă, ori ceva se întâmplă. Exact. Sau nu mai... Deci au o durată de viață foarte scăzută, pe când pomii care sunt de 30, 40, 50 de ani în grădină pe care avem acolo, fac o producție foarte mare, fără nicio problemă. Deci foarte... Da. Nu se mai găsesc de calitate. Ca și la alte legume, pomii au fost dezvoltați să se integreze într-un anumit sistem de producție. Pe intensiv, pe șpalier, pentru fructe de anumit fel, rezistență de anumit fel, și atunci nu sunt căutate niște trăsături care ar fi valoroase atunci când cultiv natural și biodinamic. De aceea tot dispar diverse soiuri, mai ales de mere. Nu știu, citisem odată un articol câte soiuri dispar în sensul că nu mai sunt folosite până la pragul că vor dispărea în fiecare an. Și global, cred că 90% din producția de mere este în doar câteva soiuri. Și, de fapt, gândiți-vă ce găsiți la magazin, că nu găsiți mai mult de 4-5 soiuri într-un an versus mii de soiuri care au existat și există și acum răsleți în lume. Și eu am văzut ce spuneai tu, Alin, în niște grădini din Bucovina, niște soiuri fantastice, niște pomi bătrâni care erau plin de rod și foarte, foarte bune. Și nu mai avea mai nimeni prin zonă. Dar, din păcate, se cam duc, se pierd asta. Eu tot caut, mai am făcut rost de câteva soiuri mai vechi, sunt unele pepiniere, dar este greu să găsești. Și dacă aveți astfel de pomi speciali în grădini, asta vreau să zic, protejați-i și căutați pe cineva care poate să-i altoiască și să-i înmulțiți. Este păcat să-i cumpărați diverse soiuri și să nu folosiți ce deja aveți în zonă, aclimatizat, cu rezultate foarte bune. Da. Pot să vă întreb și eu ceva? Sigur. Eu am crescut într-o zonă de deal unde am văzut foarte multe din ce spuneați dumneavoastră și m-a stresat toată viața combinația pe care mama mea o adora, porumb, fasole și un tip de dovleac care îl foloseam în hrana porcilor, care se făceau extraordinar de mari, iar în momentul în care săpam, deși se făcea la un moment dat că nici nu mai trebuia, ne împiedicam în vrejul de fasole, vrejul de dovleac și așa mai departe. Dar în orice caz vreau să vă spun că aveam o producție că dovleacul acela se întindea peste tot, nici nu mai trebuia să dăm, să prășim. Exact, acoperea solului. Ce am mai văzut în copilăria mea, combinația care se practica foarte mult, sunt din județul Sălaj. Lucernă sau nu, trifoi cu cred grâu. Da. Semănam în același timp grâu și da, după aia se tăia grâu, rămânea trifoiul. Bineînțeles, livezile care în zona noastră sunt pruni de un anumit specie care e foarte productiv, noi așa le spunem prune roșii, care se folosesc pentru țuică, iar unele din care făceam un majun, cred că nu știu, că n-am mai pronunțat de mult cuvântul și mi se pare acum ciudat, că dacă sunt la Sădărea, adică, știți, nu mai trăiesc acolo, sunt în județul Ialomița, am venit aici într-un deșert total și de fapt despre asta vreau să vă întreb.
prunii aceia sunt foarte productivi, să știți, și mai era un tip pentru majun care nici nu trebuia să pui zahăr. Și mi-aș dori foarte tare, numai că în momentul în care sunt coapte, adică prin octombrie, eu nu sunt acolo în Ardeal, n-am cum că sunt mare profesor aici, trebuie să fiu prezentă. Prune bistrițe, cred că se numesc, este un soi care este extraordinar de dulce și este foarte bun. Cred că putem să facem un majun fără să punem zahăr, dar nu știu, voi din Ardeal, din care sunteți acolo, puteți să faceți. Bun. Deci am crescut acolo cu și încă ceva ce crește pe toate dealurile în Ardeal. Știți despre măcieși, că ați vorbit ceva ora trecută. Da. Și mi-a rămas în minte și asta vreau să vă întreb. Măcieși, pita capri, nu știu, i-a spus dumneavoastră într-un fel, eu dacă numai cu roșii care cresc tot așa, sunt un arbust cu țepi. Păducel care... sau măceș? Se numeau coarne la mine la Buzău. O coarne, nu, nu, spune. Lăsați coarnele, coarnele sunt altceva și, da, mă rog, și cornul nu cred că se adaptează aici în județul Ialomița, nu știu, coarnele sunt la fel. Corn și eu știu ce sunt coarnele, dar sunt foarte acre, sunt, cred că, pline de vitamina C. Bun, dar ce putem să facem în sudul României? Adică aici, unde mă exasperează atâta secetă, da, atâta praf, nu știu, noi la școală, nu vorbesc de grădina mea, care o sap. Dar vă întreb pe dumneavoastră dacă privesc și nu sap, că tu nu poți să las buruienile, știți? Știu ce ziceți. Asta cu săpatul, eu spun cum este ideal adaptat la situație. Sunt momente și tipuri de sol unde săpatul poate să ajute. Depinde și cum îl facem. Și noi săpăm. Și am încercat la anumite plante, dacă nu... săpam un pic, solul se degrada acolo și nu era ok. Chiar da, și acoperit. În funcție de... trebuie să analizăm întotdeauna ce beneficii obținem, care e situația, dar... deci, putem să săpăm, dar nu aș, de exemplu, aș săpa primăvara de vreme sau toamna târziu, nu mi se pare ok, și asta încerc să limitez foarte mult la noi, să săpăm vara, când este foarte cald, în loc să încercăm să lăsăm solul acoperit, pentru că atunci se pierde foarte multă apă, atunci scoatem și omorâm foarte repede viața din sol, pentru că uscăm, și atunci ar trebui să conservăm apa în sol. Deci da, săpatul vara l-aș limita cât se poate de mult, dar un săpat pentru a putea planta sau a lucra un pic pământul poate să fie cu multe efecte pozitive. Pe de altă parte, am văzut cum este pământul în spate, unde vă ziceam că pun acești pomi și pășune, lăsat niciodată săpat. Deci n-am mai fost săpat acolo de 5 ani, când a fost arat odată. Da. Deși calc mult, e un pământ argilos care se compactează, primăvara, când încep să merg prima oară pe acolo, mă afund. Este efectiv așa, pentru că iena râme, cărtițe, asta fac, canale, sapă, deci există o afânare. Probabil că nu este ușor să plantezi morcov dacă noi știm că morcovii trebuie să-i semănăm pe pământul bine lucrat. E așa vorba de tehnică un pic, adică este un know-how pe care trebuie să ni-l asimilăm un pic. Și da, aici am văzut, inițial am vrut să nu săpăm deloc, dar nu a funcționat, pentru că nu știam să fac bine niște lucruri. Și acum, treptat, în fiecare an mai adăugăm în sistem în care săpăm deloc sau foarte puțin, sau poate nu sapăm în fiecare an, sap o dată la 2 ani un pic. Deci, depinde. Sunt zone unde sunt foarte multe buruieni pe care dacă nu le elimini săpând, nu poți să scapi de ele aproape orice ai face. Am încercat inclusiv să acopăr cu jumătate metru,
până în toamnă deja tot a răzbit pirul. Deci da, pentru că nu l-am rupt inițial eu. Deci sunt, trebuie să respectăm niște reguli de loc și ce vrem să obținem. Dar apropo de secetă, este și pentru mine grija și frica principală aici în sud, că în acest moment, fără adaos de apă din irigație, este foarte, foarte greu să cultivi multe lucruri. Și chiar și cu cel mai bun acoperământ nu funcționează, pentru că și solul este degradat. Dacă am avea măcar o calitate mai bună a solului, ar fi mai ușor. Și trebuie să îmbinăm metode, dar ce funcționează clar este să îl acoperim cât mai mult, să lăsăm vegetație să crească. Eu m-am dus să observ câteva zone total necultivate și zlapășunate din, de unde sunt, pentru că acolo sunt niște formațiuni naturale de teren, dune, argilă și chiar eram curios cum e verde în mijlocul lui iulie, când în multe zone era uscat totul, cum acolo erau flori și verde. Și neștiințific am concluzionat că sunt plante, pe cum este pirul, care în această zonă au un rol foarte bun. Pentru că era plin de pir pe jos, făcea un strat gros și multe alte plante care creșteau în această biomasă de jos. Și cred că asta era secretul odată. Și doi, fiind iarba înaltă, în zona de câmpie avem fenomenul de rouă. Deci condensarea apei din aer dimineața, care furnizează foarte multă apă, de fapt. Și puteți să faceți testul ăsta oricând. În multe din diminețile de vară, unde este multă iarbă, solul este umed, versus unde e săpat și e tot uscat și pârjulit. Da, deci, da. Trebuie să încerc să văd ce funcționează natural aici. Dar chiar și așa, sistemele sunt tensionate la maxim, pentru că avem o criză de apă de ceva timp, cum nu a mai fost. Au mai fost secete în sudul țării. Da, de-a lungul anilor, dar de când sunt aici, consistentă. Eu de când sunt aici în zonă, mi se pare că tot secetă este, nu știu. Și cea mai mare problemă este că avem o secetă din august, septembrie până noiembrie. Că vara să ai secetă între iunie și septembrie, mai e cum e, pentru că plantele, cel puțin cele adaptate natural, sunt obișnuite cu asta. Dar nu sunt obișnuite cu secetă în octombrie-noiembrie, când trebuie să germineze lucruri. Și, de exemplu, mă gândesc inclusiv la culturi temporare. Ok, știu că pot să cultiv până în iunie-iulie, pentru că oricum primăvara începe mai devreme. Da. Și fac o pauză în restul timpului, dar acopăr cumva solul și reiau în toamna târziu. Inclusiv asta poate să fie o variantă. Da, noi avem de la primărie un teren, dar e o suprafață mare, adică la școală, vreau să vă spun acum, pe care n-am mai cultivat de câțiva ani mic, pentru că vă spun sincer, pentru că nu se mai poate. E plin de buruiană, nu e apă, nu putem să irigăm în zona aceea. Și mă gândesc dacă dumneavoastră ați avea o idee ce am putea să facem pe acel pământ, pe acel teren. Păi, aș merge spre specii care rezistă oricum, și anume arbori și arbuști. Necesită un cost de implantare în ceea ce înseamnă timp la început și probabil o udare în perioada critică, în primii 1-2 ani, până iei drum, care trebuie să le meargă ok. Și mă refer aici la măceș, că ați spus asta, este un arbust din care putem să extragem multe beneficii, odată din flori, pentru că florile de măceș pot fi și ele folosite în ceaiuri, pot fi uscate, exact ca și trandafirul clasic. Se poate face chiar și dulceață din ele, sunt comestibile, iar măceșele, fructele, sunt folosibile 100%. Se pot folosi în alimentație măcinate, uscate, făcute gemuri și așa mai departe. Pe de altă parte, avem o problemă de, cum ziceam, de cunoștințe. Eu nu sunt obișnuit să procesez măceșul. Și pentru mine, când încep să mă ocup de asta,
deja mă doare capul, că e multă muncă și nu știu cum să o dau și nu, parcă nu merită. Dar dacă faci asta la modul declarativ, eu pun toată zona asta, să zicem, cu măceși. O să avem o producție mare. Ne grupăm câțiva oameni și învățăm să le procesăm frumos și să facem ceva din ele. Atunci e altceva. Știți că mă gândesc cum putem și... să valorificăm măcieșele, noi fiind școală, știți? Sau cum ar da în zona în care o să zică au nebunit ăia, plantează măceși pe pământul... Da, asta este doar un exemplu. Aș folosi măcești, dar aș folosi și păducel, aș folosi și porumbi, care le merge bine acolo și la fel pot fi procesate și asta ar fi ca bază. Putem pune și pomi între ele. Pot să fie nuci, care rezistă și la secetă și pot să fie puși din loc în loc. Putem să punem alți pomi pe care știm că sunt rezistenți, pentru că i-am observat că acolo oricum rezistă. Da, putem să și mai găsim... Măcieșul, putem să facem noi un fel de răsad, mă rog, cum se numește la... Puteți. Sau pur și zirulica. Puteți să cumpără, sunt în... Se pot și face, da? Se pot face, da. Eu am o micropepinieră pe care am înființat-o când mi-am dat seama că am nevoie de mult material de plantat și am plantat și măceșe în două variante. Odată, efectiv, semănat, udat tot, măceșele, n-a ieșit nimic în primul an, după care am descoperit că măceșele germinează foarte greu, au nevoie de minim un an să stea în sol. Al doilea an s-a umplut zona de măceșe, plantasem altceva, dar au ieșit. Între timp au și crescut, dar mi-am dat seama că nu mai am nevoie de ei, pentru că ce-am mai făcut, am luat măceșe și l-am aruncat în spate pur și simplu. Și acum am descoperit, când analizez, multe pâlcuri de măceși, deci oricum au reușit câteva, pentru că sunt rezistente, sunt făcute să iasă. Deci poate fi inclusiv o sămânțare brută. Măceșele culese toamna de undeva, aruncate pe teren și așteptați 2-3 ani. Și vor ieși cu siguranță și singure. Sau se pot și butăși, ca la trandafiri, sau mergeți într-un câmp și luați, pentru că veți găsi multe plante tinere și nu sunt plante periclitate, puteți să luați din ele, nu e... Deci aici ar fi relativ ușor. Da, e... Nu știu. E și într-o zonă în care mai sunt și ferme, mă gândesc că oricum e așa o discuție că ce facem noi acolo, că mă rog, nu mai punem nimic pe terenul ăsta, astea sunt astfel de discuții, dar nu știu cum am putea să avem grijă de... Da, păi astfel de terenuri eu le văd mai degrabă transformate într-un colț natural care să conserve biodiversitatea și care să servească drept învățare pentru copii când se duc din când în când acolo, să descopere plante, insecte și nu neapărat un sistem productiv de tip grădină. Pentru că dacă nu putem să fim acolo, să avem grijă de ea, e o investiție de energie inutilă. Că la un moment dat da, asta e. Că... Despre Paulonia, știți ceva? Credeți că rentează? Da, este ca și salcâmul, un pom... Am eu una în curte, da. Și eu am una. Este utilă în funcție de ce facem cu ea. Pot să nu vă n-am făcut nimic încă. Din experiența unei ferme de permacultură din Bulgaria, pe care o urmăresc și care face foarte științific lucrurile. Și ei... încearcă un sistem de cultivare cu puiet de paulonia pe care îl interplantează cu diverse legume și Nu se aude. M-auziți? Eu vă aud, dar nu știu ce se aude. Și odată la 2 ani ei îi taie. Folosesc, deci nu lasă decât butucii la o anumită înălțime și în rest folosesc ca și, cum le zice, piloni. Araci, să zicem, da? Lemnul respectiv pentru suport, sprijin, construcții și așa mai departe. Sau vara, taie din ei ca și material vegetal pe care îl lasă acolo pe sol să acopere și să îngrașe, pentru că
Frunzele de paulonia conțin foarte multe substanțe nutritive. Inclusiv am citit că pot fi consumate de animale, de anumite animale. Deci poate fi folosit și pentru biomasă, practic, într-un sistem mix. Ce nu sunt ok și de acord este să fie folosit pentru, și asta se folosește, hai să plantăm ca să-l tăiem și acolo facem pădure de paulonia. O pădure doar din paulonia nu are un rol biologic mare. Și atunci nu sunt tentat să o încurajez. Da. Pe de altă parte, dacă avem un teren care oricum nu se întâmplă nimic cu el sau e cultivat nu știu ce aiurea, poate e mai bine să fie niște paulonia, nu știu. Dar nu l-aș vedea în acest sistem integrat. Ce observație relativă la paulonia? Mama are o paulonia aici în curte și are niște rădăcini fantastice, enorme. Da. Au distrus aleea din care trece pe lângă. Exact. Deci, da. Și știi care este partea amuzantă, Bogdan? Că nu știu dacă ați observat și în alte orașe, dar cel puțin în zona mea, și în București se plantează foarte mult paulonia în spații publice. Asta și pentru că este unul dintre puținii... Crește foarte repede. Da, și pentru că se găsește disponibil foarte ieftin la noi. Și este un motiv pentru care se plantează, dar el o să creeze probleme în anumite zone, tocmai cum spui tu, Bogdan, că va disloca trotuare și drumuri sau când va îmbătrâni, pentru că îmbătrânește destul de repede, poate fi un pericol să cadă o creangă și așa mai departe. Deci nu... E, dar asta peste ani, la generație. Îmbătrânește destul de repede. Da. Pot să zic, dar rădăcinile, Bogdan, nu numai de la paulonia distrug. Eu am văzut, am avut un cais și tot așa. Mi-a ridicat trotuarul. Sunt fantastice, sunt enorme. Eu am paulonia în grădina, în curtea păsărilor. Și n-am acolo nimic să-mi ridice, știi? Și n-am sesizat, e de vreo 2 sau 3 acolo ani. Acolo mi se pare util, de exemplu, pentru că face o umbră târzie foarte bună. Da. Și pentru asta l-aș mai folosi și eu, dar nici nu l-am, adică unde l-avem, îl las să crească foarte sus și mi-acoperă o zonă cu zmeură, mure, e foarte ok cât timp nu-l las să crească prea mult și îl mai tai din când în când. Și ce am mai observat o chestie, pare să atragă omizile, în sensul că îl preferă multe omizi, dar are un sistem foarte deștept de a se scăpa de ele. Cum e infestat cu omizi, îi cad frunzele. Și le găsești întregi și dacă ești atent să le culegi atunci, ai scăpat și de omizi și îți și atrage omizile față de alți pomi. Deci eu m-am gândit și la varianta asta de a-l folosi ca și capcană, dar e neapărat ce e sub el, dacă nu uităm să culegem frunzele. Mi s-a întâmplat o dată, mi-a mâncat murii imediat, pentru că frunzele la cad, omizile se împrăștie și deci trebuie culese. Al el meu am florit anul acesta. Da, paulonia. Acum este da. Paulonia asta și satumul sunt niște specii alohtone și invazive. Trebuie făcută foarte mare grijă cu ei și el nu v-aș încuraja să plantați așa ceva în curtea voastră. La paulonia, din fericire, nu se înmulțește prin semințe la noi. Nu am văzut niciun caz de paulonia răsărit. Deci nu cred că scapă așa ușor din cultivare. În Ungaria, de exemplu, scapă. Deci au pățit-o deja. Da. Dar sunt absolut de acord. Trebuie mult... Bine, salcâmul e deja un pic altă discuție, pentru că avem 400 de ani de cultivare în Europa. E puțin scăpat mult de sub control. Și deja nu sunt nicio pro-păduri de salcâm în niciun caz, dar controlat în grădină poate fi extirpat ușor dacă zona este... Scuze, nu m-am auzit, signore. Acum? Acum. Da, și eu l-am auzit. Ok. Da, dar sunt de acord cu ce ai spus. E periculos, dar în permacultură, de exemplu, nu este văzută ca o problemă să folosim specii din alte zone, cât timp există o biodiversitate și un control și este gestionat cum trebuie.
Pentru că în natură, și aici este exemplu multor parcuri naționale, lucrurile nu sunt statice. Doar pentru că, ok, noi am transportat dăunători și plante mult mai repede decât se întâmplă în natură, dar ele oricum se mișcă, sunt sisteme biodinamice. Nu trebuie să fim total anti și puriști, că această, dacă am fi așa, păi ar trebui cam jumate din ce mâncăm să aruncăm acum și să le întoarcem de unde au venit. Și inclusiv lucruri pe care noi le considerăm autohtone, gen caisul. Caisul nu are ce căuta la noi, el e din Asia Mică. Nucul nu are ce căuta la noi. Ai zis de salcâma din aur. Eu am rămas... Cum, are doar 400 de ani salcâmul în România? Da. 4-500 maxim. A fost adus din America de Nord. Fabulos. Da. Acest simbol al naționalismului românesc, nu? Credeam că e cel puțin de la Burevista, dacă nu și dinainte. Nu. Sincer, doar mărul, părul și specii de vișin sunt native 100% și prunii de aici, de la nici noi. Nici alea native, de exemplu, merele, provin de undeva de la granița dintre China și Kazakhstan. Corect. Și au fost selecționate de urși. Sunt... Deci sunt două specii de mere care s-au combinat. Există și una considerată autohtonă în România, în Europa, dar nu este cea pe care o mâncăm noi. Aha. Auzi. Da. Alte discuții sau întrebări? Putem să mai trecem și pe altă zona a țării sau altă grădină? Vreau și eu, Emil, să te întreb ceva, poate știți sau careva care mă ascultați. Am un păr care se pare că a fost fulgerat sau nu știu ce s-a întâmplat cu el vara trecută. Ideea este că crengile îi tânăr, aparent, nu cred că are mai mult de 3-4 ani, să zic 5, ai maxim. Crengile n-au mai mugurit, în schimb... La pe tulpină a început să mugurească. Ce i-aș putea face? Că acum nu am specialiști pomicultori. La cine să apelez? Nu știu. Păi, puteți să mai aveți răbdare până prin iunie-iulie. Vedeți ce crește din el și să-i tăiați uscătura de unde este, de ea, de unde începe. Și să vă asigurați, dacă a fost altoit, că nu dă de sub altoi, că altfel vă iese un păr pădureț. Și lăsați și tratați-l ca un pom plantat acum, gestionați câteva din ramurile care ies din trunchi și sperăm că vă face din nou pere. Deci să nu mă grăbesc, să-l las, să vedem ce se întâmplă. Mai lăsați-l un pic, vedeți cum evoluează. Dacă el chiar a fost... cum spuneți, nu știu, fulgerat și nu are o boală, o viroză care l-a făcut să se usuce. Ceea ce cred că mai degrabă se întâmplă, că este foarte comun la perii soiurile cumpărate și nestropite. Da, se pare că sigur este din acela cumpărat părul și nu a fi fost, nu a fost stropit automat dacă nu a mai fost nimeni acolo. Da. Mersi. De unde luăm soiuri autohtone de roșii? Eu cred doar în soiuri vechi sau soiuri, nu neapărat în autohtone, pentru că exact la discuția de mai devreme cu salcâmul ajungem. Nu, dar știu ce vreți să spuneți. Soiuri românești care au fost dezvoltate în România. Institutul de la Buzău are cel mai multe soiuri. Nu știu dacă... N-am încercat să cumpăr de la ei, dar... Toate soiurile produse în România se găsesc pe diverse site-uri. Pot să vă recomand câteva site-uri de semințe tradiționale, dar în acea zi, mult orașe miște susținerea semințelor vii. O dată sau de două ori pe an se întâlnesc grupuri de agricultori și pasionați și fac schimb de semințe. În București se întâmplă de două, trei ori pe an. În mai toate orașele mari se întâmplă în acest moment. Căutați eventual sau pot să vă zic, intrați pe grupul de Facebook Semințe Vii și acolo o să găsiți informații când sunt evenimente, în ce zone și de multe ori inclusiv se
se face pe net. Am făcut și eu asta. Am trimis în plic semințe la diversi doritori în țară. Adică multe, și am primit la rândul meu. Multe semințe nu le-am cumpărat, le-am făcut rost de la diversi oameni de pe net sau cunoscuți. Și recomand această metodă mai mult decât altele. Nu trebuie neapărat să cumpărați. Mai avem banca de gene de la Suceava, care distribuie în fiecare an semințe. Ecoruralis, un ONG care luptă pentru conservarea satului și a țărănimii, au și a biodiversității și a agriculturii tradiționale, au în fiecare an un program de a trimite semințe către agricultori. Eu am luat 2 ani la rând, după care n-am mai luat că aveam suficiente, nu mai aveam nevoie. Deci sunt multe resurse, iar pentru roșii cele mai abundente. Da. Ana, eu pot să facem inclusiv eu mă semințe. Ofer să vă distribui semințe, pentru că am foarte multe. Dar acum sezonul e cam te ducă mai degrabă pentru la anul. Am plantat roșii deja cumpărate, bineînțeles, dar vreau să vă spun că eu am fasole urcătoare și dovleci. Nu dovleci care se mănâncă. Dovlecei. Nu dovlecei, toamna care se coace în cuptor. Dovleac. Plăcinta. Dovlecei. Dovleac. Dovleac. Dovleac plăcinta. Da, am adus de la fratele meu din Zalău, mi-a dat el și acum am luat semințele și am. Nu le-am plantat încă, o să plantez și eu. Nu știu, nu e prea târziu încă pentru dovleac. Nu e deloc târziu. Deci, da, când eram acasă, și eu, să știți, am făcut și aici la Țăndărei, mi-am făcut o răsadniță, care pe suport de gunoi de vacă, da. Și puneam acoperită cu sticlă, știți ce frumoase le aveam? Da, m-am lăsat de sportul ăsta, nu știu de ce. Bine, nu mai am de unde să iau gunoi de vacă, cred. Eu folosesc la grădină de găină, dar pe gunoi de găină nu cred că am atâta gunoi de găină care să poată să încălzească, dar foarte frumos, frumoase erau și îmi luam eu semințe din an în an și erau foarte bune. Acum n-am mai luat și... Da, ați menționat poate... Eu am văzut că roșiile Sherry sunt cele mai rezistente. Așa mi se pare mie. Și noi am avut la școală, în solar, la noi, că noi am avut o grădină. Adică anul acesta suntem întârziat, dar anul trecut am avut. Au fost extraordinar de dulci în toamnă. Nu-mi venea să cred ce bune erau. Probabil din cauza busuiocului. Că am avut și foarte mult busuioc. Nu, Rodica, spune tu, că tu știi. E inginer agronom, Rodica, și... Asta am făcut noi la școală, adică am avut o parte dintr-o solar acoperit și levănțica care o avem și acum și sper să o continuăm. Iar cu pământul acela de 6 hectare, nu wow, știu ce putem hectare. Să facem. Okay. Păi sunt 6 hectare unde spuneam că nu facem nimic. Atunci mergem mai degrabă spre o livadă decât spre... Doamna Maria, data viitoare când venim la dumneavoastră la școală la Țăndărei, când mergem cu Marian... Vedeți că avem multe grădini noi și curți. Eu zic să luăm și pe Emil cu noi, Marian, ce zici? Eu vă aștept. Și a mai scos în evidență, doamna Maria, o preocupare pe care o am și eu, și bine, noi toți, și de care tu ești foarte conștient, Emil, ce a schimbărilor climatice. Care nu s-o glumă, chiar sunt pe bune. Și scenariile privind creșterea temperaturilor medii e una și pe urmă creșterea extremelor de temperatură e și mai gravă problema, pentru că vom avea zeci de zile pe an, nu foarte târziu, spre sfârșitul secolului, ci în două decenii, așa, foarte multe zile pe an, poate zeci de zile, cu temperaturi superioare la 40 de grade. Bogdan? Da. Mă
Te întreb doar un pic, pentru că faci această frumoasă prezentare. Vrei să iau eu o mică pauză, să mă schimb pe telefon și să facem și un tur acum la final cu niște chestii din grădină? Minunat! Cât povestești în continuare, eu o să mă deconectez, mă schimb și ies afară, da? Nu plouă la dumneavoastră? Nu mai plouă, dar bate vântul, dar e ok. Aici plouă. Bun, atunci revin eu imediat. Perfect, te așteptăm. Să dau și o tură altă dată cu grădina mea. Sigur. Deci, da, asta vreau să zic. O preocupare a noastră în Prop 21, cea a schimbărilor climatice, care este o adresare a lor, este o prioritate pentru școlile noastre, Prop 21, se pune problema creșterii temperaturilor la un orizont foarte apropiat de timp. Și, de exemplu, francezii au scenarii construite de Agenția Națională foarte clare, care arată că la orizontul 2050 au foarte multe, destul de multe zile pe an superioare la 50, cu temperaturi superioare la 50 de grade. Asta se așteaptă pentru orizontul 2050. Deci noi va trebui să... deja e sub presiune agricultura și, în general, lumea vie din sudul României, la dumneavoastră, la Țăndărei și în tot sudul României și nu numai în sudul României. Dar urmează decenii și mai grele și cunoașterea asta permaculturală nu mai e o opțiune. E obligatorie dacă vrem să salvăm un pic lumea vie, să o adaptăm. Pentru că ea de una singură nu se adaptează. Schimbările sunt atât de rapide, deci nu e doar magnitudinea schimbării, e și ritmul ei foarte rapid. Faptul că schimbările sunt foarte rapide și lumea vie nu poate să se adapteze atât de rapid, trebuie să o ajutăm noi prin alegerile pe care le facem să se adapteze. Și cred că cunoașterea asta permaculturală devine obligatorie pentru toți, pur și simplu. Că altfel pierdem ce avem verde în jurul nostru. Ați văzut la noi la școală, din cauza acelor arbori, este foarte răcoroasă școala, acolo e, dar nu crește nimic sub copacii ăia, Acum au crescut câteva buruieni într-o zonă acolo, într-un colț. Dar într-un fel, adică e un confort în școală, când suntem la școală. Da, acum, foarte important să avem școli cu vegetație. Ia să vă arăt eu ceva aici, ca idee, cam pe desktop. De la București? De la București, dar nu numai. De peste tot. Da. Aveam asta, v-am mai arătat-o. Da, da. Pe desktop. Sincer, eu când văd așa ceva, mă apucă panica. Deci sunt... București e deja un oraș foarte expus la încălzire și la poluare și la încălzire, în sfârșit. Și școlile astea minerale, pur și simplu, sunt o mare problemă pentru ar trebui să fie toate oaze de prospețime și de răcoare, nu numai pentru elevi, pentru profesori, dar și pentru comunitățile respective, știu eu, să poată să aibă acces oameni în vârstă sau... Chestia asta trebuie adresată rapid. Se pare că reprezentanții noștri politici nu au capacitatea să o adreseze și trebuie să vină de la noi, de la bază, cumva. Voilà, voilà. Foarte ușor de întreținut, Dan. Ce anume? Sunt ușor de întreținut. Nu trebuie să tai iarba, să aduni... Da, dar și... Mături și ai terminat, știți? Sincer, am fost în atâtea școli și directorii mi-au arătat, uite, am obținut nu știu ce finanțare, tragem aici frumos un teren frumos, plat,
La noi nu. Cu gură, cu beton, cu... Când s-am povestit că noi n-avem... Un pic la față, nu știu ce, mă... mai bine nu obțineți fondurile. Da. Dar bine, e foarte greu să explici de fiecare dată. Și asta e. Încărunțesc, ascultându-i, dar ce să faci? Bogdan, eu ți-am spus că vreau să car pământ, eu am spus. Să-l tase, să punem gazon sau așa și pun. Exact. Da? Am spus la grădiniță și... Nu, da. După, noi și la școala unde ați fost voi, ați văzut câți copaci avem, încă o dată spune, ca o pădure. Da. Dar... Sincer, în Prof 21 sunt 23 de școli vulnerabile, da? Defavorizate, dar de multe ori găsim idei mult mai adaptate și mai bune decât la alte școli, decât la școli cu mijloace. Și de altfel, și ăsta e un principiu, e un principiu permacultural. Nu știu dacă vă aduceți aminte când a descris Emil în prezentarea trecută principiile permaculturii, spunea la un moment dat că marginile unui ecosistem sunt cele mai productive. Deci pădurea e mai productivă la margine decât în centrul ei. Așa cred și cu educația. Cred că cele mai productive, cele școlile care au cea mai mare capacitate de a crea schimbarea, nu sunt cele din centru favorizate, cele defavorizate, cele de la margine. Cred că dacă în educație va veni de undeva schimbarea, va veni tocmai de la tipul de școli defavorizate, vulnerabile ca dumneavoastră. Abia aștept să ne aprecieze cineva munca. Că nu e ușoară munca pe care o facem noi. Absolut, absolut. A apărut domnul Emil. A apărut Emil. Bun venit, Emil! Da, am oprit microfonul că bate vânt și o să se tot audă, dar începem când vreți. Păi acum vrem. Da? Ok, o să fac un tur subțint, așa că se vede, ok, nu? Da. Ok, aici este, cred că arătați într-o poză zona cu muri, zmeuri, asta este după vreo 2 ani de la mă scuzați, ați putea ca fiecare să vă puneți camera, nu pe afișaj galerie, ci pe afișaj pe cel care, pe vorbitor. Și se vede mai bine. Vedeți mai mare, pur și simplu. Da, Emil, te ascultă. Bun. Da, ziceam că aici era zona aceea pe care am făcut-o acum 3 ani. N-am mai lucrat în ea, doar a evoluat. Am aflat cu ocazia asta că murul și zmeurul chiar nu sunt frați buni. Citisem, dar nu mă așteptam. Murul va omorâ zmeurul, așa că am rămas aproape doar cu muri, care au invadat toată zona, un coacăz foarte mare și... Nu se mai vede. Acum, da. Nu se mai vede, acum se vede. A apărut ceva la mine. Un alun pe care l-am găsit aici, că vorbeam de pomi. Nu știu de unde provine acest alun, dar este impresionant. Eu nu mă așteptam că fac ce malune aici. Și am mai tot plantat în spate din acest alun. Aici este zona de flori, relaxare, nu este neapărat zona de legume. Așa că o să... Dar chiar și la flori îmi place să fie așa un pic mai divers totul. Și o să merg spre grădină. Ziceam de schimbările, ziceai tu de schimbările climatice și uite, apropo de pomi, da? Uite aici un smochin, căruia nu i-am făcut nimic, nicio protecție și deja a dat și uite și smochinele, da? Deci pe astea o să le mâncăm în iunie și după o să mai facă prin august altele. Și e unul din cei 6-7 care sunt așa. Asta e cel mai mare, dar oricum. Și mai renunțăm la pruni, punem smochini. Emil, poți să te întrerup un pic? Da, aici este o zonă unde... Scuze, are Natalia o întrebare. Emil, mă auzi? Te auzim. Da? Am și un smochin acasă și într-adevăr, le merge foarte bine în ultimul timp. Ideea este că s-au extins foarte mult la mine
și nu știu cum, ce să le fac, pentru că... Da, înțeleg. Este, eu le tai multe din crengele care dau vara, primăvara de jos. Îi las doar câțiva pe trunchiul principal și atât. Și restul îi curăț. Nu îi las să meargă prea mult, că altfel... Și noi facem același lucru, dar cu toate astea tot se extind. La mine n-a fost chiar o problemă de genul să nu-i pot ține în frâu. Adică mai mult de un centimetru pe an nu s-au dus în lățime de unde iese... poate ține și de soia aici. Nu-mi dau seama. Posibil să întunim smochini mai agresive, așa. Dar nu văd altfel decât să-i tăiați. Altfel nu știu cum ați putea să-i îi opriți. Okay, dar fac și smochine? Da. Deci fac. Apoi am vreo 4 tufe foarte mari. Bine, ei sunt puși de bunicii mei, poate, și din cauza asta s-au extins atât de mult. Dar în ultimul timp merg foarte bine, noi îi acopeream înainte. Da, în timp da. Au nevoie de mult spațiu în jurul lor, într-adevăr. Ok, mersi. Nu știu că eu m-am întrerupt sau dumneavoastră v-ați întrerupt, dar nu am auzit foarte bine. Da, e ok, Emil, poți să continui. Mă auziți? Da, te auzim. Ok. Bogdan, poți să-mi confirmi tu că se vede? Da. Deci te auzim. Te auzim, Emil. De fapt, te auzeam. Acum nu te mai auzim. Emil! Așa e, într-o grădină mare te pierzi. Nu, se pierde semnalul. A pățit și el cum am pățit eu când am vrut să fac înregistrare. Aha. M-am trezit că eram cu telefonul degeaba. Ne auzi, Emil? Am revenit? Da. Îmi pare rău, dar 4G-ul aici este pe propriul lui sistem, nu-l pot controla. Sper să meargă. Dacă se mai întâmplă o dată, de două ori, cred că vom renunța. Ziceam că aici încep legumele, unde avem usturoi plantat în toamnă cu paie. Aici am avut și paie și arată chiar foarte bine. Și puteți vedea o comparație între usturoiul plantat săpat și fără paie aici versus cel cu paie aici. E o diferență de undeva la 10%, 15% arată mai bine acesta. Și pe lângă avem aici și am pus gulii, sfeclă, morcovi, coriandru, niște gălbenele pe l-am plantat, bine, tatăl meu l-a plantat azi. Și aici avem o zonă unde am pus dovlecei pentru prima oară am adus toate resturile vegetale de anul trecut, le-am prăștiat pe aici într-un strat de vreo 5-10 cm și după aceea am plantat dovlecei fără să săpăm, n-am săpat, în toamnă am fasole pe care doar am cules-o și am lăsat-o peste iarna așa, culcată în zonă, dar am avut un ger acum vreo săptămână, două săptămâni și mi-a întârziat, atacat așa un pic, dar și-au revenit. Fasole cățărătoare pe aici și zona de biodiversitate care vă ziceam, cu mentă, tufănele, tot felul de chestii. Acum e micuță, dar o să crească până la un metru în câteva luni și înflorește până în noiembrie. Aici e un solar mai mic, unde avem... Aici se sapă, adică observați, am zis că nu întotdeauna reușești, e și vorba și de timp, nu am nici de materialele pe care le avem la dispoziție. Avem fasole cu varză, n-am mai pus niciodată în solar, e prima oară că punem așa, am zis să testăm, arată bine. Varza este un soi găsit la un vecin aici, de mai mult timp, pe care am și luat noi semințele. Aici avem sfeclă de frunze. Chilele semăna între, a fost ceapă verde în primăvară și după aceea am aruncat semințe de salată, deci astea au ieșit mai singure. Gulii și aici, vă ziceam de casă pentru păianjeni și alte insecte. Asta este o tufă de bălsămiță sau calomfir.
Este o plantă aromată care are un miros când iei frunza în mână. Eu când eram copil mic, găseam și ne curățam cu ele pe mâini, că miroase fantastic, zici că e un parfum. Se și mănâncă în ceaiuri și se consumă ca și ceai. Înflorește galben și aici toată vara stă iatufa asta și e plină de insecte, nu prea mă bag eu prin ea. Atrage și polenizatori. Aici avem o specie de rucola. Prin aici, pe unde am pus noi ardei, mai ies singure. Asta e un limba mielului, că îl ținem în solar tot anul și iese pe unde vrea el. Se consumă frunzele și florile. Aici a ieșit de la mama natură niște lobodă, da, asta, ghilimele sălbatică, pe care o consumăm acum cât e tânără. Aici este limba mielului înflorit. Ziceam, florile se mănâncă, se folosesc la decorat dulciuri, salate. Avem și un fenicul de bulb, doar că n-am apucat să mâncăm bulbul. Și alte amestecuri pe aici, morcov de toamnă. Să mai ies ca să trec mai repede totuși, că e grădina mare și nu cred că avem atât timp. Aici avem niște rădăcinoase care au ieșit parțial, dar am început să plantăm alte chestii printre ele. Ceapă cu varză kale, cu sfeclă de frunze, gladiole. Gladiolele teoretic nu merg lângă ceapă, dar am zis că până scoatem ceapa, de-abia cresc gladiolele. Aici avem căpșuni și o mică livadă. O mică livadă în sens că e și mai bătrână. Și pe dedesubt, de obicei nu... Tot mă chinui să descoper metode de mai bune de păstrare a pământului dedesubt. Anul ăsta m-am hotărât că nu mai tai deloc iarba, o să o calc în picioare la propriu, o să o turtesc în câteva zile și să las masa vegetală așa și atât. Pentru că aici arată, vă trimit o poză din august-septembrie, zici că e deșert sub pomii ăștia, e atât de secetă, se crapă pământul, dacă am greșit și am tăiat iarba în iunie, n-a apucat să crească altceva, că era umbră și a venit căldura. Și nu mai fac greșeala asta. Am zis că las pur și simplu ca în natură, cam așa ar fi și într-o pădure naturală. Iar aici, de exemplu, am aruncat eu semințe, a ieșit rucola și înflorit. Am descoperit că pot să le arunc semințele prin grădină și e singur, nu trebuie să le mai plantez. Așa, ce mai avem pe aici? Ceapă cu niște sfeclă. Aceea avem și ceapă pusă în paie, care a fost pusă astă toamnă. Culmea e că arată mai rău decât asta, dar în pământ este mai mare. Deci e și o diferență de percepție. Aici am plantat primul an în care am și eu bob. Dacă știți, bobul este leguma veche pe care o foloseau românii în locul la fasole și mazăre. Este destul de uitat acum, dar era printre principalele legume din grădinile medievale. Se mănâncă la fel ca și mazărea. Și aici este solarul de vară, să-i spunem, în sensul că aici avem foarte multe roșii. Toate astea sunt puse de noi, din semințe. Deja am roșioare la unele, nestropite cu absolut nimic. Doar cu coada, ceai de coada calului, le mai stropim de vreo 2-3 ori. Printre ele am mai pus mici capul șarpelui, busuioc. Acolo unde e salat o să punem probabil alte ardei și nici nu m-am hotărât ce castraveți, ce mai pune pe acolo. O zonă unde am lăsat, aici a fost rucola și spanac până în primăvară, dar le-am scos. Și aici avem pătrunjel, mărar, muștar pe care îl las să înflorească pentru că atrage foarte multe insecte polinizatoare, după care se duc și la roșii și le polinizează. Plus că florile sunt foarte bune în salate. Parcă ai pune muștar, se pot consuma. Asta e varza de frunze, de care vă ziceam, e o varză portugheză, din care fac ei multe feluri tradiționale. Am făcut roze de semințe acum mai mult timp. Și până la anul o să fie de 2 metri ceva, cu niște frunze imense. Și rezistă mulți ani, dar în solar ăsta e primul an în care am pus-o, de-aia e mică. Și merg până și o să fie. În spate, eu zic că este la mine, în sensul că acolo aplic de la început chestii mai permaculturale versus grădina veche, unde deja făceam lucrurile într-un anumit fel. Aici avem o vie mică. De exemplu, aici am pus
primăvară cartofi, tot la fel în resturi vegetale. Au încolțit primii pe care i-am pus, dar au încolțit cel mai greu, pentru că am folosit niște cartofi mai proști. Și printre ele o să punem varză și praz. Aici avem un soi de fasole pe care l-am găsit în Bucovina anul trecut. Este o fasole românească de mică, care se mănâncă uscat. Am aflat după de la niște oameni mai pasionați că este foarte greu să găsești fasole nemodificată genetic pe piață și mă bucur că am făcut rost de ea și vreau să o înmulțesc. Aici avem niște pomi tineri și după care este zona de pășune și pădure. Aici ținem, avem un vecin care ne aduce bălegar. Spunea cineva mai devreme cu bălegarul de vaci că, doamna Maria, cred că e greu de găsit și la noi este aceeași problemă. De la an la an cineva renunță la cal sau la vacă și deja nu mai ai animale, nu mai ai animale, nu mai de unde să faci rost de astea, dar vedem ce se va întâmpla. Aici am avut resturile astea de aici, au fost anul trecut aici. Și acum am curățat și în locul la ce a fost am pus direct cartofi. Ăștia sunt ultimii plantați, dar trei sunt plantați de ceilalți, toți sunt cei mai mari. În diferență de ce înseamnă pământ foarte, foarte fertil. Și mă aștept să facem și o recoltă foarte bună aici. Aici este o zonă unde am pus coriandru, mazăre, mai sunt și crine și înțe. E destul de diversă zona asta. Aici am zis că nu plantez nimic, este ce ați văzut în niște poze cu cartonul și cu restele vegetale, dar anul trecut au fost cartofi și nu știu cum, dar ieșit. Am zis că îi las. Și aici încercăm varianta de trei frați cu porumbul, dovleac și fasole, doar că adaptat un pic la zona noastră. Porumbul e de floricele și era mult mai mult, dar a fost omorât de un mic cer și trebuie să mai iasă din semințe. Și dovlecii sunt dovleci muscat, de aceea foarte vărgați și foarte, foarte bun de copt. Iar aici, la fel, resturi vegetale, n-am săpat, doar aici am săpat un pic, în rest minim săpat. Am pus cartofi, ăștia-s cartofi, resturi încolțite de prin casă, nu îi cumpărăm. Și la fel, bob, care aici a și înflorit, arată chiar foarte, foarte bine. Se mănâncă și el în sine, verde așa, în salate, dar eu nu îl mănânc. Și să vă arăt un pic și zona, nu știu cât se vede, cât de verde aici versus alte zone. Aici sunt mulți pomi mici și doar să vă dau pic un exemplu. Zona asta aici, de regulă era expusă total solului. Aici am investit cea mai multă energie. Și acum vedeți că este total verde și acoperită, are multă măzăriche care aduce azot, are diverse specii de graminee perene care la fel acoperă solul, mai ales vara, și rămân mereu aici. Și sunt pâlcuri unde am plantat special, de exemplu aici avem margarete sălbatice, aici trebuie să-mi florească, astea sunt sânziene albe, galbene. Am aici, o să fie totul galben, dar e plin de sânziene. Astea toate nu existau, le-am adus eu cu semințe. Și mai sunt o groază de plante pe care le-am adus și o să înflorească în curând. O să fie destul de frumos în iunie. O să trimit poze atunci. Și inclusiv vreau să vă arăt niște garofițe. Am luat semințe de la munte, prin Vâlcea, și au ieșit și au și înflorit deja, cam de vreme. Sunt efectiv garofițe de la munte. Și aici sunt niște pomi primii pe care am apucat să-i pun, niște vișini de aici din zonă. Din păcate, anul ăsta niciun fruct, că a fost ger exact în momentul în care erau floriți majoritatea pomilor și caișii, corcodușii și vișinii de aici nu au făcut nimic, erau mai expuși, ce în curte a păstrat. Și cam așa ar fi. Aici o să crească foarte mulți pomi. Am pus, ăsta este miera ursului, dacă știți, este o plantă fixatoare de azot, extrem de adaptată la secetă și câmpie și produce acele, pe lângă flori, anul ăsta florește, am văzut, are florile aici, are niște flori care miros divin, sau când e mic copil, pe lângă florile de Bogdan, dacă știi, din Delta, când duci și miroase, super de la miroase. Uite, tocmai acum nu te-am auzit. Din Delta ce anume? Ziceam, Bogdan, da? Dacă știi în Delta, în iunie când te duci, e un miros ăsta superb, de la niște arbori cu flori galbene, de la miera ursului, de la planta asta.
care atrage mult albine și dacă aș avea stup, încă n-am, ar fi super. Și face niște fructe, acele fructe mici albe la final de toamnă, care sunt comestibile, se pot folosi la multe chestii, le mănâncă păsările, sunt foarte, foarte utili și de asta i-am, pot fi tăiați de multe ori și astfel elimină mai mulți nutrienți în sol. E cam vânt aici. Zicea cineva de prun bistrițean, am aici un prun fix bistrițene, l-am cumpărat de pe un site, am găsit, avea cineva. Cam asta ar fi, cred. Se vede, dar aici, zona asta, mă simt cel mai bine. Îmi place să vin tot timpul să mă relaxez. E mai sălbatic așa și găsesc tot felul de insecte, animăluțe pe care nu le mai văzut niciodată pe aici. Da. Cam asta. Inclusiv am aruncat semințe de rucola, iată, aici. Asta se mănâncă direct. Da. Cam asta. Păi, eu cred că am terminat turul. Mulțumim pentru vizită! Mulțumesc și eu! E super la tine și așa cum ziceam data trecută, poate reușim să ajungem pentru o analiză. Când venim la degustat! Da. Păi, oricând e sezon de degustat. Se găsește mereu ceva în grădină. Dar vara mai ales, din iunie încolo, se găsesc mai multe. Minunat. Deci, poate organizăm ceva la un moment dat. Cu siguranță, acum e o perioadă mai delicată. Dar acum trebuie să începem să ne gândim. Depinde, așa, că pe unul l-am făcut noi și nu știu, adică l-a făcut tata mai frumos de la zero și l-am făcut de acum mai mult timp. Iar cel mare costă câteva zeci de milioane bune dacă îl faci profesional, nu știu, 30, 40, în funcție de suprafață. Adică e o investiție pe care o faci și nu merită dacă nu vinzi legumele, noi nu le vinzi, dar merită dacă vrei să cultivi chestii și în perioada asta cu schimbările climatice și când vine o grindină și s-a distrus absolut tot, de-aia nu mai pun afară. Pentru că într-o singură zi am pierdut multe chestii și atunci măcar acolo este protejat tot. De asta. Dar cam așa ar fi. Super! Mai sunt întrebări pentru Emil? Felicitări pentru munca lui. Și este mai mult munca tatălui meu. Eu sunt cel care ghidează, e cu vocea mai mult și mai puțin, cu că nu sunt tot timpul aici, din păcate. Da, Emil, și eu mai mult ai mei. Eu merg mai rar pe acolo și mai fac și eu, mai ajut când am timp. Emil a zis de la bun început că în permacultură mai mult observi decât muncești. Exact. Extraordinar. Observi cu alți ochi. Sau observi. Sau consumi. Da. Ar fi foarte util pentru copii să-i ducem și să învețe. Foarte. Se poate face și matematică și integrat. Oricum să știți că în aproape toate județele există oameni cu inițiative similare, multe mult mai evoluate și mai vechi din ce am văzut. Adică asta ar putea fi o resursă locală, să căutăm și împreună grădini de genul din zona unde sunteți cu școala, care chiar pot fi vizitate ușor și se pot învăța. Adică chiar știu în Cluj, în Timișoara, în Brașov, sunt multe, Nord, găsesc pe internet, evident, nu-i cunosc pe toți, dar există și părți bune la internet. Noi ne-am propus, Emil, exact cum aveam proiectul Nature et Handicap, pe care am lucrat împreună, am făcut training-urile în Maramureș și în Franța, tot așa să organizăm, să facem un proiect Erasmus Plus care să includă cursuri de permacultură organizate în Franța, de noi, dar în Franța, adică și în Franța. Și oferim profesorilor posibilitatea să aplice cu școlile lor pentru a participa la aceste cursuri, știi? Și
Noi te-am folosit așa ca pe un fel de cârlig pentru a decide, pentru a-i face pe profesori să înțeleagă relevanța unor astfel de cursuri și acum sunt sigur că vom avea profesori interesați de aceste cursuri. Tu știai că am o coardă sensibilă pentru că părinții mei au fost profesori, deci exact, n-aveam cum exact, să refuz. Exact. Și ce să zic, e o bucurie să lucrăm atât cu tine, cât și cu profesorii pe care îi avem aici și permacultura e așa ceva care chiar ne poate uni. Că e o viziune foarte sistemică, are și filozofie, și practică, și educație, și cultură în ea, și are tot ce trebuie pentru a crea așa o comunitate de învățare. Da. Super. Chiar îți mulțumim tare mult, Emil. Mare plăcere. Și, și eu. Vom încerca și continuăm pe grup cu resurse. Super. Minunat. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim și eu. Mulțumim. După amiază plăcută. La revedere. Mulțumim, la revedere. Bucură-te de razele alea de soare acolo. Da. Pa, pa. Salutări tuturor și ne vedem vineri pentru un proiect, pentru o campanie de Photo Voice pentru toate școlile Prof 21. Să nu ratați vineri. Întâlnirea vineri? Vineri. Ai trimis cumva un e-mail sau? Trimitem diseară. Trimitem diseară. Ok. Mulțumim. Da? Bine. Mulțumim. O zi frumoasă. Bună. Pe curând. Să aveți o seară minunată. Mulțumim. La fel. La revedere. Și să oprești înregistrarea, Bogdan. Mhm.